foarte fericit că în seara aceasta n-am vorbit nimic de la mine până acum. Și am vorbit numai vorbele referite lui Zaharia și ale... Vorbiți în microfon. Foarte mare, dar acum voi spune ceva, câteva cuvinte de la mine. Sunt foarte bucuros să fi însoțit pe Părinte Zaharia aceste două zile. A fost un foarte mare dar pentru mine și pentru casa mea, pentru familia mea, nesperat. Ne-am întâlnit în vară la un congres în Creta și atunci am avut câteva ore de debate, de discuție cu dânsul. După aceea ne-a făgăduit această prezență. Înainte de asta, însă, editura bizantină, mica editura familiei noastre, a primit un nesperat dar, anume de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Exec, să publicăm în limba română o traducere a uneia din cărțile, ultimele cărți ale Părintelui Zaharia, care este aceasta, intitulată Veșnicul astăzi, cu titlul Călătorind împreună cu Biserica în lumina praznicilor. Foarte scurte gânduri ale Părintelui, unele dintre ele transmise ca urări la sărbătorile respective, făcute cu prilejul duminicilor din Priot până la Duminica tuturor Sfinților, după pogorârea Sfântului Duh. Sigur, cu mici introduceri, dar orice cuvânt ați văzut orice cuvânt al Părintelui, care transmite și exprimă în egală măsură și recapitulează tradiția Părintelui Sofronia, Părintelui Acum Sfântului Siloan, sunt cuvinte atât de pline și de puternice și lucrătoare. A fost un dar nesperat pentru că n-am făcut nimic special, n-am avut nicio intervenție, n-am cerut și am îndrăzit să cred că în felul acesta și cu o carte despre Părintele Sofronie, pe care am publicat-o puțin mai înainte, despre arta sau pictura Părintelui, înaintarea Părintelui. A fost așa un răspuns al cinstirii, al dragostei și al Evlaviei pe care o aveam eu, de exemplu, de ani de zile, către Părintele Sofronie, cu Josu Siloan și către Părinte Zaharia, Părinte Chiril, Părinte Rafael, Părinte Melchisedec, din obștea respectivă. Am și spus aici, în prefață, cuvântul acesta, îndrăznesc să cred acest gest. Și am învățat și eu de la dânsii foarte mult să căutăm în zona asta a relației și a răspunsului, a dialogului de dragoste între oameni. Să căutăm miezul lucrurilor. Și am învățat și eu lucrul ăsta și tare îmi place să cred că părinții au răspuns la dragostea mică și puțină pe care o aveam, dar constantă față de dânsii. De 20 ceva de ani, de când l-am văzut pe Părinte Sofronie, îi pomenesc la liturghie de fiecare dată. Pentru acest mic lucru, mi-au arătat un semn. Mi-au răspuns! Asta mă, și pe mine și familia mea, o foarte mare, deosebită cinstire. Și am intrat în acest dialog atât de frumos, atât de frumos. Din păcate, cu pași mici. Cred că, de asemenea, un răspuns, nu spun ca să pun în evidență vreun fel strădania mea sau nu ce, vreau să exprim înțelesurile acestea, să îndrăznim și noi, românii, care suntem mai necurajoși în zona asta. Să îndrăznim să ne așezăm în astfel de dialoguri personale, de dragoste, cu oameni duhovnicești și cu Dumnezeu. În teologia mea, în ultimii ani, cel puțin, studiile biblice, cum știți că mă ocup, am avut foarte aproape pe Părintele Sofronie și pe Cuviosul Siloan. Foarte aproape. Și cred că și pentru asta mi-au răspuns Sfinții. Nu rămân datori. Un foarte mare dar, așadar, această carte, care exprimă, în esență, ceea ce ne-a spus Părintele astăzi. De forul acesta pe care, din păcate, nu-l avem în centru atenției noastre. Că totul este în inimă. Nici nu ne duce spre acolo. Suntem încă, eu cel puțin, și noi aici în facultate de teologie, încă sub teroarea acestui exclusivism rațional, mintea, cu mintea, logica noastră,
nici nu luăm în seamă inima în mod conștient, să mergem spre ea, să o căutăm, să vedem ce este acolo, dacă este, dacă se deschide, dacă nu se deschide, de ce nu se deschide, de ce suntem împetriți, așa mai departe. Cuvintele câteva pe care Părintele Zaharia le repetă, ați văzut, cea mai mare tragedie a omului este că trăiește în afara inimii, spune Părintele. Muncește în afara inimii, gândește în afara inimii, se roagă în afara inimii. Aceasta este o zădărnicie desăvârșită, pentru că nimic, cum spunea în seara aceasta, din ceea ce se întâmplă în afara inimii, nu se înveșnicește. Numai ce lucrare care se întâmplă în inimă. Așa, orice gând venit de la Părintele, orice cuvânt venit de la Părintele, este absolut cuceritor și mișcător. A spus însu, dar n-a accentuat foarte mult în seara aceasta, ne-a spus zilele acestea, insistent, cuvântul părinților, al părintelui Sofronie, și eu îndrăznesc fără nicio rezervă, al părintelui Zaharia, al ucenicilor, este un cuvânt cu putere multă, lucrător, el, cuvântul lor, e foarte lucrător. Este cu puterea cuvântului Dumnezeiesc din Scriptură. De aceea împărtășirea de aceste cuvinte este absolut extraordinară. Apropo de inimă, spunea și astăzi, nu zice, lupta noastră nu trebuie să fie pe stradă, în stradă, apropo și de prospatele noastre, eforturile noastre din această săptămână, ci trebuie să fie în lăuntru inimii. Acolo te dă bătălia. În lăuntru inimii, nu în afară. Dacă dăm bătălia în afară, suntem lumești ca ceilalți. E o foarte mare provocare și tare mi-aș dori să rămânem cu acest îndemn toți, să luăm seama la inimă ce se întâmplă. Vine ceva despre acolo. Nu vine. E blocată, e încremenită, este rece. De ce este rece? Și după aceea, poate, ascultând aceste cuvinte ale Părintelui Zaharia, încercăm să folosim mijloacele acelea pe care ne le-a dăruit Dumnezeu să descuiem inima. Întâi de toate pocăința, care nu trebuie să o reducem la mărturisirea păcatelor, ci să descoperim că este o atitudine profundă a omului și continuă. Nu simpla mărturisirea păcatelor. Sigur, mărturisirea păcatelor se leagă de această. Ce să vă spun mai mult? Nu cred că are nevoie de vreo recomandare. Eu atât v-am spus, bucuria pe care eu, familia mea, ostenitorii acestei mici edituri care este pe piața de carte în România și care n-a avut proiecte editoriale mărețe și a primit ceea ce Dumnezeu, prin diferiți oameni, ne-a dăruit din când în când. Și am primit, slavă Domnului, multe daruri. Această mică cărțulie este unul din cele mai prețioase daruri pe care le-am primit. Asta e cuvântul meu și o să rog pe Părinte Zaharia să spună și el câteva cuvinte, dânsul, mă rog, câteva cuvinte despre această carte. Voi îi va întreba, vorbiți la asta și vă spun la frasume, dar cred că este ideologia.